Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Cred că nu odată v-am sfătuit să reveniți asupra unor cărți, asupra unor lucruri văzute, asupra unor lucruri, filme văzute pe vremuri, cărți citite pe vremuri, să vizitați locuri pe care le-ați văzut pe vremuri, pentru că a doua oară, după un anumit timp, dar mai ales dacă ați citit sau știți mai multe lucruri în plus față de momentul respectiv, este fascinant. Cred că v-am povestit că am fost într-o delegație de jurnaliști în Siria și unul din locurile vizitate este Marea Moschee din Damasc. Nu eram la vremea respectivă, nu știu, acum vreo 10 ani. Nu mă preocupasem de islam, de moschei, de... Am dus, am intrat în moschee. Singurul lucru care m-a atras era faptul că acolo e capul lui Ioan Botezător, el fiind considerat Ioan Botezător ca și Iisus, unul din profeții care sunt înaintea profetului Mahomet, care e ultimul. Da, și am plecat. După am citit între timp și într-una din seri m-am uitat pe filmul făcut acolo și să leșim. Băi, la vremea respectivă n-am fost atent. Eu am filmat ce vedeam. N-am fost atent la faptul cum ăia se rugau că fac așa. Este uluitor, dar sunt ăla de rugăciuni. Că ședeau pe jos, că alături era mausoleul lui Saladin. Acum m-aș duce, dar numai acum că e război și sunt și bătrân, să văd acum, să văd altfel. Am fost la castelul Craiului de Șevalie. Nu știam nimic de cru, adică nu știam de cruciade, bă, și m-am uitat într-una, după ce am citit despre cruciade, despre acest castel care a fost cucerit de mameluși pentru ultimele de la cruciați, de la latini, și m-am uitat pe film, bă, da, prost, mă, când am filmat, am filmat, da, nu eram atent, acum dacă m-aș duce, stau o zi întreagă, da. Același lucru mi s-a întâmplat în România. Cred că acum 2-3 ani, nu mai țin minte, am fost într-o călătorie în nordul Moldovei, m-a bătut la cap domnul Ion Antonescu de la Marșal Turism. M-a bătut la cap că a făcut o excursie cu artori în nordul Moldovei. Eu prefer excursiile în grup pentru că, mă rog, te urci în autocar, vine ghidul, vorbește ghidul, în caz de față era domnul Ion Antonescu, n-ai nicio treabă, că te mergi cu mașina, trebuie să cauți loc de cazare, de parcare, numai n-are, da. Printre altele, am vizitat Putna. M-a impresionat cu tare, am stat de vorbă și cu cei de la centrele documentare și am filmat, dar așa, am intrat în biserică și am filmat, prostește, întreagă, printre altele, mormântul Mariei de Mangopi. Ia să vedeți cât de idiot eram. Păi scurt, ia să vedeți. De ce n-am insistat? Trebuia să filmez mai mult. Că mare lucru, nu știam că Ștefan cel Mare a fost căsătorit cu Maria de Mangop, care era de Mangop, a murit, gata. Acum se mai se respectă. Dar când m-am uitat, că m-am dus, după ce am citit despre acum, după ce am citit despre ea, când m-am dus într-o seară acasă și când am văzut, zic, băi, am filmat acolo, credeam că m-am uitat, că eu le-am făcut pe un hard disk. Bă, zic, acum văd ochii. Calcul, să mă spânzur. Cum am putut filma eu atât de puțin? Ia, ați văzut, da? Acum m-aș duce și aș filma o zi întreagă. De ce? Pentru că Maria de Mangop este un personaj uluitor în istoria României. Haideți să vă... Uluitor de dramă shakespeariană. Să fie de telenovelă. Haideți să vă spun care este istoria Mariei de Mâncopia. Este abordată pe larg
în volumul Constantin Gane, Trecute vieți de doamne și domnițe, chiar doamna Maria de Mangop, în viața lui Ștefan cel Mare, a lui Sadoveanu, în istoria României, istoria română din Dacia Traian, Luxenopol, volumul 4, epoca lui Ștefan cel Mare, are chiar un capitol, viața privată a lui Ștefan cel Mare, viața lui Ștefan cel Mare povestită pe înțelesul poporului al lui Iorga și în alte cărți despre Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a fost căsătorit cu una Marușca, spun toți, dar nu a fost recunoscută ca căsătorie, din care a ieșit Alexandrel. Apoi a fost căsătorit cu Evdochia, care era de la Kiev și care, printre altele, a avut drept fiică cu Evdochia pe celebra Olena, Elena. Moare Evdochia și în serialul acesta Sofia, care am zis, vreo două, trei episoade sunt toate dedicate lui Olena, bătăliei duse de Olena împotriva lui Zoe Paleologhina. Ea la un moment dat îi spune mamei țareviciului, ea știa rusește că maică-sa era de la Kiev, care era sub regatul lituaniano-polonez, nu era rusesc la vremea respectivă, da? Erau chiar vasali Kievului, vasali regatului lituaniano-polonez, era un regat mare. Se învecina cu Moldova, Pocuția. Bătăliile duse de Ștefan cel Mare ca să ia Pocuția. Da. Cuceritor. De pe vremea aia, fost precursor al Mareșalului Antonescu. Da, bun. Și ea spune că a avut, că așa e pe picioarele ei și asta pentru că a avut mai multe mame vitrege. De fapt, au fost două. Hai să vedem o felul următor. Și care este drama? Drama uriaș, poate face un film zguduitor sau o piesă de teatru, da? Maria de Mangop este din Mangop. Mangop era un fel de principat bizantin care e în Crimea. Și acum se poate vizita, să știi, dar n-ai cum să zici în Crimea acum. Când s-au terminat toate alea, am înțeles că e un obiectiv turistic foarte important, nu pentru Maria. Mangopul, că e pe stânca. Și, mă rog, în 1475 a fost cucerit de turci, de la Hanatul Crimeei și s-a terminat. Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu ea din aceeași chestie pentru cu de care, din aceeași cauză, din aceeași motiv cu care s-a căsătorit Ivan al III-lea al Moscovei cu Zoe Paleologhina, era paleologă, paleologhină. Bizanții, Ștefan cel Mare, băi, mă amintesc cu una de la Bizanț, nu cu una din Moldova. Și în plus, ea trebuia împreună cu fratele ei, Alexandru, să fie, dacă nu veneau rușii, să fie moștenit, nu rușii, turcii, moștenitoarea Mangopului. Și Ștefan a zis, bă, pun și o mâna pe acolo, pe un teritoriu. Da. Ea vine, se căsătorește cu Ștefan cel Mare pe 24 septembrie 1472. Am notat aici, da? Ștefan cel Mare era deja văduv, da? Mihail Sadoveanu descrie uluitor în frațișderi cum a venit, cum a avut ceremonia de nuntă. Acum am recitit, deși frațișderi și pe rău, pentru că am citit acum să văd ce a fost, da? Da. Ce spune Sadoveanu despre Maria de Mangop ca femeie? Pentru că în toate articole, cărțile, nu, articole despre ea, nu e trecut când s-a născut. Problema era cam ce vârstă avea ea când a venit și s-a căsătorit cu Ștefan cel Mare, 1472. Și zice, la un moment dat vine Ștefan cel Mare, citesc din Sadoveanu.
În răstimpul cât i se dezvălise fața, doamna cea nouă arătase supușilor săi. Sadovean. Ochii arătase supușilor. Ochii cei mai migdalași și mai sprâncenați cu putință, negri ca pana lăstunului. Însă obrazul său nu avea o deosebită frumusețe. Opa, trebuie să vă spun de ce e important. Nas ușor încovoiat și bărbie puțină, o albeață palidă și fără strălucire. Când zâmbea, nu și-a arătat dinții. Zâmbetul era întristat, însă plăcut. Nu părea să fie în întâia tinereță, totuși era subțire în boi și mă dea să că ce înseamnă că nu era cum, în întâia tinerețe. Nu știu cât aveau, cred, 25, 30 de ani, nu, oricum nu era în întâia tinerețe. De ce? În 1473, deci Ștefan cel Mare, ea vine aici și în 1472 se căsătorește. În anul următor, Ștefan cel Mare face un război cu Radu cel Frumos din țara românească și potrivit tradiției, era să zic, românești de frățietate. Așa. L-a alungat pe ăla, a fugit Radu cel Frumos atunci, i-a luat țara, dar i-a luat și nevasta ostatică și fica, Maria Vachita. Și l-a dus la Suceava. Cum vă zice Ștefan cel Mare și Sfânt, i-a luat și Maria Voichița avea 16 ani. 16 ani, da? Așa, da. Când a ajuns la Suceava. Deci 1473. La Suceava era o doamnă de mangop, nevasta, da? Acum, și că spun toți istorici. Bă, Maria Băichită era strălucitoare, de frumoasă. E semănalul taică-sa, da? Și avea și 16 ani. Și povestește Sadoveanu în Frații Jder, că în timp ce o aducea, că nu a adus-o trăgând-o cu sfori, nu, în calea asta pe tare, se uita cu înțeles la Ștefan. Și Ștefan s-a amorezat de ea. E, acum vă imaginați tragedia, drama. Maria de Mangop nu era din prima tinerețe și nici nu arăta așa bine. Ia 16 ani. Ah! Și, mă rog, până la urmă moare Maria de Mangop în 1000, când moare mai? În 1477 și Ștefan cel Mare se întâlnește cu Maria Voichița, are vreo 26 de ani de căsnicie și Maria Voichița manevrează, povestește și Mihail Sadoveanu, dar în viața lui Ștefan cel Mare, că ca să rămână Bogdan, încrucișatul, că eu aș se uita așa. Pius, da. Am citit tot ce spun istoricii români despre această situație a lui Ștefan cel Mare, da. În care, între noi și e vorba, cu una mai tânără, zic eu, chiar dacă era el Ștefan cel Mare și Sfânt, da. Cel care scrie destul de, nu, bine, genial și sever este Adexenopol în istoria română din Dacia Traiana. Am luat această variantă, există pe piață varianta clasică, adică cea din perioada din, nu știu, 27-28 a istoriei Xenopolului, 12 volume, le-am toate acasă. Eu am luat însă această variantă după decembrie 99 pentru că corect, în mod corect, editorii au mai actualizat cât de cât, pentru că aia veche o citești destul de greu. Hai să vă citesc în varianta actualizată. Zice așa. Deci, această unire a lui Ștefan și a Mariei nu pare a fi fost fericită, căci o rivală mândră și frumoasă veni să dispute în curând Mariei inima și tronul lui Ștefan. În anul chiar al căsătoriei sale cu Maria de Mangop, Ștefan cel Mare luase ca prinse în războiul purtat contra lui Radu cel Frumos pe soția acestuia Maria și pe fica lui pe care cronicarii o numesc Voichița, iar inscripțiile tot Maria pe care le duse la Suceava.
Citez din sinop. Aici se vede că farmecul fiicei lui Radu prinse în lanț simțirile lui Ștefan, care începu umbla după ea. E mare istoric sinopul, da? Probabil că după timpurile de atunci și fiind încă și prinsă, o luă de concubină și alipindu-se tot mai mult de ea, se desfăcea de legiuita lui soție. Oleu! Și cea nevastă. Niciun document nu ne-a păstrat știri asupra luptei interesante între o soție delăsată și o fericită rivală. Pasiunile pe atunci erau mari, genia Alexandru. Inima stăpânea totul și cugetarea asculta de ea. Dar fiind caracterul cel energic al lui Ștefan, înaintea voinței căruia toate piedicile trebuiau să se plece, credem că Maria de Mangov mai mult a plâns decât a luptat. Stimați telespectatori, ce plină este istoria noastră națională de subiecte de filme, ce piese de teatru s-ar putea face, ce roman s-ar putea face, ce film ai putea să faci serial pe frații de, da, toată ca lumea. Până la urmă, ai avea 16 ani, frumoasă, nu știu, foc, da? Ștefan cam, e cum fugea ochii după femei. Imaginați-vă acolo, la Suceava, că ea a murit în 1047, deci vreo, cât patru ani, a suportat-o pe Maria Voichiță. Ce o fi fost, cum a zis, mai mult a plâns și a murit. Între timp, i-au omorât, turcii au omorât și frații, nu? Da, apropo, ce destin? Nu știu să fie apărut vreo carte despre ea. Repet, cu excepția lui Xenopol, care este exact, da, și bun, deci alți istorici au evitat și Xenopol, au evitat acest moment. De-aia am zis, acum, dacă m-aș duce la Putna și aș filma mult, pentru că ea a fost îngropată la Putna, pentru că, de fapt, aș filma cum era, soție de lăsată, da. Bun, să trecem acum la subiectele noastre. Stimați telespectatori, democrația noastră originală a născocit, știți că prin anii 90, dacă nu mă înșel, Ion Iliescu lansase termenul, domnule, noi trebuie să facem o democrație originală. Nu știu la ce se referea el, dar oricum de atunci termenul a rămas original. Democrație e democrație, nu e nici originală, nici nu. Bun. Însă democrația noastră este originală și probabil că un străin, dacă ar vedea ce se întâmplă chiar acum la noi, ar rămâne descumpănit, că tot e dat și... Deci, democrația noastră originală a inventat, a produs o chestie unică în democrație. Candidatul deocamdată. Candidatul deocamdată nu e altul decât domnul doctor Cătălin Cârstoiu. Am înțeles că domnul Ciolacul mereu îi spune Cristoiu, nu că îl confundă, e greu de pronunțat Cristoiu, tot Cristoiu, da. Și la un moment dat domnul Ciolacu a fost întrebat dacă mai e candidat și el a zis că momentan da. Haideți să vedem, deci suntem în 15 aprilie, da? Pe data, mai țineți minte, de 20 martie, coaliția, nu, PSD și PNL au lansat, aproape ținându-se de braț, jucând sârba, în cadrul unei ceremonii transmise de toate televiziunile, candidatul unic al celor două partide, și anume domnul Cătălin Cârstoi. Ia să vedem așa câteva din momentele, un moment ca să vedeți atmosfera. Domnilor președinți, aveți în sală, în fața dumneavoastră, un lider de partid care spunea că abilitățile administrative ale domnului Piedon îl recomandă mai degrabă pe dumnealui pentru funcția de primar al capitalei decât pe domnul candidat pe care l-ați propus. Am și eu un nume, Cătălin Cârstoi, vă rog Cătălin frumos, da? Cârstoiu, desigur. Ceea ce voiam să vă întreb era cum veți reuși să Ce mai numai... bine să-l întrebați pe el.
Robert, sigur și-a l-am schimbat întrebat, părere. Dar nu a vrut sigur să răspundă. Vă răspunde sigur. Robert, hai aici. Hai, Robert, încoace. Hai, Robert, hai. Hai că te-a mâncat. Stai că-l pe urmă, îl chemăm și pe Rareș Bogdan. Ia uitați, ia întrebați. Pe cine veți vota, domnule Negoiță? Deci, mie nu mi-a plăcut și eu simt că nu sunt făcut pentru politică. Și îmi pare rău că pur prea direct ce gândesc. Nici eu. Eu n-am spus că votez cu altcineva, ca să fie clar. Și știm bine... Și vă faceți treaba. Și vă faceți bine că interpretați toate lucrurile, schimbați din context. Dar eu... Ce relevanță are ce votez eu? Eu, când am să votez pe cineva, votez cu speranță, votez ceva care de principiu cunosc. Ieri l-am cunoscut pe Cătălin și cred, din ce am înțeles până acum, dar haideți ca să ne înțelegem, avem 2 luni de zile pentru Dumnezeu. Nu mai interpretați lucrurile și nu încercați... Am văzut. A vorbit și domnul Cristoiu, eu am comentat pozitiv, am zis, bă, trebuia să arate că sunt uniți, trebuia să lanse, să arate că nici Burduja și nici Firea nu-l vor boicota și că a fost momentul în care candidatul chiar s-a descurcat cu presa. Unii, mie mi-a plăcut atât. Bun. N-a trecut nici o lună, și astăzi, întrebat domnul Morcel Ciolacu, iar dacă coaliția îl păstrează candidat pe domnul Cătălin Cârstoiu, domnul Marcel Ciolacu a spus că trebuie să lămurească domnul candidat niște acuzații care îi sunt. Credem ce a zis, da? În momentul de față, eu cred că abordarea cea mai corectă, după ce decizia coaliției a fost ca domnul doctor Cristoiu să fie candidatul comun pentru Primăria Generală a Capitalei, este ca domnul doctor Cătălin Cristoiu să facă o conferință de presă și să răspundă la toate acuzațiile. Nu am avut această discuție nici cu domnul Ciucă, nici cu domnul Cătălin Cristoiu de retragere. Am avut discuții în coaliție, cum și dumneavoastră aveți în redacție, privind anumite lucruri sesizate, e normal că am avut aceste discuții cu stafurile tehnice și cu oamenii politici din coaliție. Dar nu e un lucru anormal, e un lucru... N-am avut o discuție punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni alt candidat. Haideți să ajungem. Primul pas este să țină această conferință și cred că nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzații. După ce iau în calcul că domnul Cătălin Cristoiu trebuie să iasă în spațiu public, în fața presei, în fața dumneavoastră, și să explice toate aceste acuzații. Despre ce este vorba? Împotriva lui, da, așa. Deci, hai să ne întoarcem la 20 martie. A făcut 20 martie, bă, gata. PNL și PSD, două partide mari, bani, cu tare și cu experiență. Partide mari, din 1 decembrie, zic, bă, de-a doua zi începe o campanie ca la carte. Ca la carte. Da. Aduci și echipă din America sau de unde o fi și care lucrează cu fișe, cu focusuri grupuri, nu în sensul că lucrează cu, nu știu, jurnaliști, cu mine. Focusuri grupuri, specialiști. Păi după vreo săptămână a rămas cu gura căscată și bă, dar bă, ce mai e neregulă? Tot ce a făcut în săptămâna care urmă 20 martie domnul Cătălin Cârstoiu, păi erau de o naivitate, nici partidele de buzunar nu făcea așa. Mers cu metrou, mers la interviuri aiurea, adică
se vede acolo un plan media. Bă, mă duc acolo în seara asta, mâine mă duc acolo, mă duc. Ce înseamnă plan media? V-am mai zis, în momentul în care te înscrii într-o cursă, așa, înainte vin niște tip la tine, din echipă, că ți-ai făcut și echipă de campanie. Și zice, bă, domnul Cristoiu, domnul Cârstoiu, vă rog să ne spuneți tot ce știți dumneavoastră. Tot ce e trecutul nostru, domnule, ca la popă. V-am zis. Tot. Bun. Și hai să zicem, tu spui. Domnule, când țin minte, când eram la liceu, am avut o problemă, m-a certat diriginta, deoarece o colegă s-a plâns că o, nu știu, o hărțuiam, nu, o colegă s-a plâns că i-am zis că are fund drăguț. Bam, la notează. Și zice, domnul Cristoiu, domnul doctor, domnul candidat, hai să vedem acest moment, da? Diriginta mai trăiește? Nu. S-a consemnat undeva într-un document asta? Da, nu. Trăiți. Fata aia care, nu știu, zice, s-a plâns diriginte că i-a zis că are fund, trăiește? Da. Ați mai văzut-o? Da, zice, o știu foarte bine, bun. Se poate vorbi cu ea? Adică ne putem duce și o întrebăm, să spunem. Adică garantați că ea, în timpul campaniei, nu vine la televizor și vă acuză? Bă, garantez, zice. Sau nu, bă, nu garantez. Bine, hai să vedem. Și atunci ea trece acolo. Problema, a zis unei tipe, unei colegi care... Și multe și multe și asta. După ce se trage o linie și zice, domnul candidat, avem următoarele puncte care trebuie rezolvate rapid, la primele interviuri. Acuzația că diriginta v-a zis cu tare, cu tare, că poate vine aia, acuzația că dumneavoastră ați fost cu trenul când erați student, ați călătorit pe blat și v-a dat o amendă și există. Da? Deci, tot. Și în faza următoare, în săptămână, toate interviurile sunt în așa fel aranjate încât tu, candidat, să spui. Și te întreabă, mă rog, gâda. Domnul Cătălin Cârstoiu, domnul, ia spuneți-ne, avem, iată, un telespectator ne trimite un mesaj că dumneavoastră în anul cu tare, mergeați cu trenul și acolo nu ați plătit bilet. Și da, așa este, eram student, eram sărac, cu tare, sau eram student și am ajuns în ultimul moment la tren, n-am mai putut să cumpăr bilet, m-am urcat în tren, am plătit amendă, n-am zis nimic. De ce este? Și altele și altele. De ce este nevoie de asta, profesor? Pentru că după asta că vin acuzații, cum să zic, în presă, zice, păi am zis, dar nici nu le mai... Bun. Domnul Cătălin Cârstoiu a fost ultima oară, acum ultimele acuzații care a apărut chiar astăzi, pentru care a zis și domnul Marcel Ciolacu că să le lămurească, bă, chiar și domnul Ciuc, sunt cele că el s-au dat niște mesaje WhatsApp în care rezidenți, nu el, spuneau unor tipi care au venit la spital, nu știu, sau voiau să fie consultați de domnul doctor, că să meargă la clinica soției sale. Bun. Această acuzație, dacă se dovedește, e foarte grav, e penală, pentru că este deja o tradiție, un tic al multor mari medici care te duci la stat, ești pensionar, da? La clinică de stat și zice, și el zice, domnule, uite,
Dacă vrei să vii la clinica cu tare, că acolo mai multă aparatură, cu tare sunt liber, da? Dacă te consultă la spitalul universitar, nu plătești nimic, ai asigurări. Dacă te duci la privat, plătești și uneori, dar iar dacă să-ți facă și operații diferente de la 0 lei la 5, 6 mii, 7 mii, 10 mii de euro. Foarte mulți mici burghezi, oameni cu plicoșesc cât de cât, nu se duc direct la privat. Nu tresar și, în general, niciun medic nu mai tresar asta. Dar în cazul domnului doctor, el era manager, clinica era a soției. Clar, devastatoare. Nu era normal ca înainte de a fi lansat, echipa aia se întrebe și el se spune, da, domnule, uite ce se întâmplă din când în când la mine, la clinica soției, eu mă duceam și făceam pe gratis. Deci spun asta pentru că astăzi domnul Cătălin Căstoie n-a ținut conferință de presă, dar s-a dus la B1 și a spus că ăstea le făcea pe gratis. Păi nu era normal ca el în prima săptămână să zică asta? Și zice, era, nu știu, eu la mine. Eu chiar îl întrebam. Nu știu. Domnul doctor, e un obicei la medici mari ca dumneavoastră și anume ca anumite tratamente, anumite consultații să le dați la policlinica privată unde lucrați. Dumneavoastră ați făcut asta? Și el spune, da, domnule. Da, domnule, da, mai este. Am de multe ori, erau rezidenți care lucrau la clinica soției mele, mă duceam și eu pe acolo, că mă rugau și dădeam și eu cu părerea, dar pe gratis, n-am luat niciun ban. Bun. Apăreau acuzațiile azi și el spune, m-am explicat. Gata. Și ai electrodul. Bă, a zis omul. Bă, de ce nu s-a făcut asta? Dumneavoastră vă vine să credeți. Mai mult, și că e ceva în neregulă, apropo, cu pregătirea profesională, nu zic cu acuzațiile, este faptul că este întrebat de o altă acuzație mai veche, la o sindrofie cu domnul Grindeanu, și iată cum răspunde el. Și când răspunde, zice, să vedem, să văd ce e. Păi gata! Aici, dacă n-ai răspunsul pregătit, e terminat. Deci asta a fost primul lucru pe care îl constatăm acolo. Acest candidat al unei mari coaliții a fost lăsat singur. Asta vă numai unul din exemplu. Păi n-ai voie, adică încă o dată îl întreb pe ăla, nu dacă mă dă, domnule, și după asta dacă le contracare, cea mai bună minciună este adevărul, da? Și explicația. Și îl instruiești pe candidat să nu clipească. Vă dau un exemplu unic. Făceam cu Radu Moraru, eram mâna a doua la interviurile lui de la B1, senzaționale. Traian Băsescu avea această boală că înaintea oricărui examen electoral, el știa, nu știu ce, pe 2004, că câștigase în 2004, că fusese tot la mine și la Radu. Și zicea, băi, trebuie să mă duc la Cristoiu, la maestru Cristoiu, că știi, era o chestie. Și are loc, ne ducem acolo, eu, Radu Moraru, și oamenii dat îi zic următorul lucru. Domnul președinte, sunteți conștient că în piață se spune despre noastră că aveți o relație nepotrivită cu Elena Udrea și sunteți conștient că asta vă afectează? Și el a zis, da, știu că se spune. Și mai este ce să fac? Să vin cu televiziunea, întindeți cu nevastă-mea în pat? Gata, s-a terminat. Dacă era Cătălin Cârstoiu nepregătitul de acum, îi spunea, aoleu, domnul, dar nu se poate, cum, dar nu, ăsta e un zvon, idiot, și nu e adevărat, și nu știu cum, e o prostie, da?
altă chestiune care se auzit cu noi. Eu vorbesc de pregătire. Dacă ați observat, campania împotriva lui a avut două teme. Tema, el urmează să fie retras, la care nici PSD, nici pe, la care normal era dacă avea în spate o echipă profesionistă, până bă, acum domnul Ciolacu ies la televizor, spune, suntem cu el. Sau luni, când s-a hotărât, spunea, domnule, marți ne ducem și, cum să spun, depunem candidatul. Gata, s-a terminat, dacă am depus. Că era, anunțând că va fi luni, în viitoare, încep să... A doua caracteristică la din asta este faptul că, dacă ați observat la campania de presă, începe felul următor. Asta este o chestie tipică, să știți dacă veți candida vreodată. Începe întâi cu o chestie de cu un aperitiv. Adică să zicem că deci, și se păstrează pentru lovitura finală, da? În sertar. Genul e cam în felul următor. Apare într-un ziar că așa, că vă acuză, îl acuză pe candidat că nu știu, locuind undeva, nu știu cine, avea, era la etaj și de desubt era un tip și a vrut să-l bată pe, nu știu, că s-a încăierat cu vecinul și nu știu, a făcut pagube și a venit și miliția. Nu, dar de cate se spune numai atâta. A avut incidente în bloc. Dacă ești, n-ai profesioniști în spate, primul tău răspuns este, care bă, n-am avut nimic. Dar ăla care a lansat are, dacă mă înțează. Așa și din coace. Prima dată a fost că unul care nu-și dă numele și-a trimis și cu tare, cu tare, că nu știu ce a zis, am căzut și eu în capcană. Zic, bă, e invenție, că nu dă numele ăla. Dar, de fapt, și-au apărut ăstea cu WhatsApp-ul. Dacă mai sunt și altele, apar mâine, poimine, cu tare. Deși la un acel moment, de fiecare dată zici, nu, și apoi recunoști, da? A fost un caz tipic când a fost ceva, a fost unic în lume. În 2000 a început o campanie cotidiană condus de, o să râde, de nimeni altul, că Dan Deaconescu. Dan Deaconescu era redactor șef la Cotidian, nu ajunge să la UTV. Și era o campanie următorul lucru. Ion Iliescu are încă fir roșu cu Moscova. Și era citat, mai ales BBC-ul făcea, o revistă obscură de la Leningrad, care a scris pe asta, da? Și normal era că Ion Iliescu se zice, da, că normal că am fir roșu, că trebuie să comunici cu Moscova, că poate, nu știu, vine o bombă nucleară și trebuie să-i întreb pe ea, băia voastră sau americană. Așa. Ion Iliescu a zis, nu, domnule, nu e adevărat, da? Eu eram, făceam împreună la cum eram invitat aproape seara de seara la Marius Tucășou și că stă în capcană. Băi, bă, omul spune că nu e, dacă zice că nu e. După asta, dar era fir. A doua zi vine Cotidianul și zice, domnule, stai puțin. Noi avem dovezi că, hai, că există. Seara Ilescu zice, da, domnule, nu că a zis prima dată, n-a existat niciodată. Da, domnule, a existat, dar noi l-am întrerupt. A treia zi vine Cotidianul și spune, nu, domnule, uite dovada, mai e încă. Seara vine Ion Iliescu, da, domnule, așa. Bă, ne nebunise. Așa și din coace. Deci, ce am vrut să spun până acum? Că ceva e în neregulă cu faptul că acest om a fost lăsat singur. Nu spun să iau apărarea, spun că băi, este ce, după ce lansezi tu marea coaliție cu atâta tam-tam, e de presupus că din acel moment el, candidatul nu-și mai depinde de el. Dar nu băi de... După asta au început așa. Deci, în primul rând, nu a fost înainte de a fi lansat luate la rând toate problemele care le are pe care trebuie să le rezolvi într-o săptămână, profesional.
profesionist trebuie să faci, el trebuia să fie de notorietate. Bă, acțiunile care le făcea erau de partid de buzunar, cu metrou, cu copilul în parc. Imediat a dat, s-a dus în parc. Bă, dacă vrei să spargi media, că trebuie să agăți media, te duci cu copilul pe ferentare. Să fie al dracului, da? Cum am zis eu. După asta, nu, s-a dus, a și povestit Cora Munteanu, s-a dus într-un parc să împartă, nu știu ce afișe. Și am zis, bă, dacă faci acțiune, faci acțiune, da? Și zic, mă, pui pe una, cum am zis eu, pe șoseaua București, Sinaia, și care își rupe piciorul și scântește și prietenul ei sună la o televiziune și televiziunea spune s-a anunțat domnul profesor că vine cu salvarea și o repară el. Gata. Uitați-vă, dacă te uiți, așa, nimic, toate erau de bani. După asta a început povestea că va fi retras. Păi și PNL și PSD s-au comportat bă, ca niște copii infantili, bă, te aștept dacă vezi că crește asta. Bă, găsești dracul o chestie de contracarare, nu știu, nimic. Și atunci toată această candidatură a fost, cum era conferința de presă, imediat când vi-l retrage, da? Luni care a trecut, luni asta, coaliția a discutat dacă să-l retragă sau nu. Adică, cu ești tâmpit în momentul în care s-ar fi spus că îl întrebau, deci îl întreabă pe Ciolacu, da. Dom'le, când îl retrage? Și Ciolacu spune, care e retras? Păi cum trebuie să vă retrageți candidat? Păi nu, mi-a trecut prin cap. E axiomă, iar candidat. Nu, Ciolacu zice, momentan nu. Gata. Îl întreabă pe Ciucă. Domnule, când îl retrage? Ciucă nu se spune cum se retrage. Doamne, ferește, sunteți oameni normali, cum se retrage? Și cum mi-a spune mie că pot să merg fără picioare? E axiomă. Ciucă zice, nu, să sper că își clarifică. Deci toate aceste șovăieli arată că acest candidat n-a fost luat în serios. Aici este marea problemă. Era candidatul deocamdată. Dacă vă uitați pe partea ailaltă, veți descoperi și o să vă rezumesc, bă, la Cristian Popescu Pietrone, o mașinărie, nu știu, e ele, bă, dar știi cum făcută? Deci, toată lumea, la un moment dat, el a fost la Sorina Matei la Levinus cu stația. Deci el am înțeles că nu știu, primar, nu știu unde, și are o stație, și ăia care sunt îi spun, vedeți că, nu știu, s-a rupt o țeavă cu tare, da? Și el a lăsat-o tot timpul deschisă. Și prima dată a zis, băi, dar idiot, îl duce la un interviu și vine cu stația. Nu. Pentru că el face programul lui, planul lui este, eu sunt tot timpul prezent. Voi fi primar prezent, prezent, da? Voi fi, o să mă vedeți, uite, a fost duminică, da? Piața Victoriei, calea asta Victoriei nu a fost liberă, a fost dincolo de la Dacia. A fost o nebunie. Păi bă, dacă era Piedone primar, era și el prezent, trecea pe acolo. Bă, dar ce faci cu stația? Păi nu, bă, nu, bă, am venit și eu să văd ce merge și veneau băbuțele și domnul primar, vedeți, domnule, că uitați aici o problemă. Noi nu putem, n-avea loc pe trotuar, da? Că sunt unele terase care nu te mai fac loc. Pe... Eu mă duceam imediat, pe loc, cu televiziunea. Băi, domnul, am loc. Ia, mută de terase. Asta, deci, nu înțeleg. Hai să vă dau așa. La... Hai să vă dau un exemplu. La... Împotriva lui Pietrone, a scris unul Remus Pricopi, e un păduche, v-am spus, este rector la Academia Ștefan Gheorghiu, o nouă academie, ceva, o instituție numită SNSPA, unde sunt Pârvulescu. Așa?
Și nu știu ce a zis despre... Așa, da. Da, ia să vedem așa, da, așa. Da. Și în cadrul unui interviu pre-copie, profesor, doctor, rector, doctor, a zis că Piedone are probleme, om cu multe probleme etice și intelectuale, așa, acest profil nu are cum să fie unul acceptabil pentru bucureșteni. În opinia mea, Piedone nu trăiește în secolul 21, undeva într-un fel de Sicilie. Dacă zice asta despre Cristoiu, el își spunea, eu sunt medic și vindec. Vine răspuns. Genial, n-am pomenit așa, da? Așa. Încă o dată, nu, nici eu nu puteam să fac un răspuns atât de bun în materie de sarcasm lui acest copie, pe care, repet, este cel care tot care anunță că aur este, că pe, a cerut ca aur să fie interzis. Un. Iată ce a zis Piedone. Ce a scris. Genial. Deranjez atât de mult peisajul politic încât Maluar a criticat și Pricopie, fostul ministru liberal al educației. Pricopie Remus este omul care a spus că ghilimele Romulus și Remus au fost crescuți de o vulpe. Maestre, cu respect te spun că vulpe era o poaică. Da? E legenda întâi. Așa. Maestre, nici măcar n-ai fost curios să afli de unde îți provine prenumele Măi Remus și acum râd. Mă critici pentru exprimarea publică, de acord, nu sunt perfect. Genial, e așa că comedia. Băi, eu nu perfect, nu sunt învățat ca tine, da? Să nu te superi, dar vreau să citești și câteva din exprimările tale publice. De genială comedia, asta e o chestie ironică. Comedia modernă. Nu, îmi pare rău. Na, asta făcea Cornel Zelea Codreanu. Lui Nicolae Iorga. Nu putem ajunge. Noi suntem mici studenții noastre. Da, asta. Nu, deci citate din marele profesor, doctor, docent, rector a doua oară, al treia oară, în trei mandat al unei universități, SNSPA, da? Iată ce, iată cum vorbi, cum scrie domnul Pricopie. Nu a existat subiecte pe pagina de internet, a existat decât un decalaj care nu a fost postat. Nu ai, așa, aveți una dintre cea mai frumoasă școală din București. Decât așa te exprim, așa. Bun. Și zice, îmi amintesc că te lăudai în CV cu niscai studii de politici publice în învățământul superior, absolvite la George Washington University 2003-2004 și iar îmi amintesc că oficialii universității americane au transmis în România că nu te cunosc, că nu figurezi în baza lor de date ca absolvent, da? Zici că am rol de angajat în primărie, răspunde domnul doctor, ar fi zis, nu e adevărat, e o minciună. Eu să zic așa. De ce nu spui și că în timpul guvernării USL, soția ta a avut funcția de consilier la Secretariatul General al Guvernului? Nu de bine, eu doar cred că ai uitat. Maestre, mă distrez și ți-aș mai scrie câteva, dar am treburi importante de făcut pentru cetățeni, da? Îți doresc pace sufletească. Nu fii decât vulpe în viață. Fii ca lui Paica Remus. Băi, oameni. Bă, l-a făcut pulbere. Nici eu nu. Măi, este. Nu cred că l-a scris el. În spatele. Este o mașinărie profesională. Așa se răspunde, da? Din coace. Da. Deci, la ora actuală, teoretic, domnul Cătălin Cârstoiu a fost la B1 în seara asta și a răspuns acuzațiilor. Trebuie văzut dacă Marcel Ciolacu, care i-a dat ultimatum, consideră aceasta suficientă, aceste explicații, poate că îi cere să facă o conferință de presă. Trebuie văzut dacă continuă și mai apar și alte dezvăluiri în legătură cu el
Și trebuie văzut dacă el este luni se depune candidatura lui. Deocamdată eu voi spune că domnul Cătălin Predoiu este Predoiu, Cărstoiu, el, candidatura lui a dat posibilitatea acestei mari coaliții să născocească un, să aducă o noutate în democrație. Candidatul deocamdată, da. Mulțumesc. Nu mulțumesc. Am terminat cu partea asta, da. Stimați telespectatori, mi-am făcut un obicei, nu cred că prost, de a lăuda, de a aprecia din când în când colegi, colege mai tinere din presă, pentru că am fost totdeauna un om care am descoperit jurnaliști, care am fost, cum să zic, am jubilat când am văzut că unii sunt buni. Mi-a atras atenția cineva asupra unei emisiuni pe care doamna domnișoara Oana Lovin o are la Metropola, spun, nu o cunosc, n-am văzut-o niciodată. Și care în fiecare zi m-am uitat că cineva mi-a trimis link-ul și am rămas buzbe de cât de bună este această emisiune. Vă redau un fragment din emisiunea dedicată de ea cazului Raluca Turcan, interzice niște filme, două filme rusești. Ia să vedem. Și trecem mai departe cu tot pe picior de neîncredere vis-a-vis de acțiunile doamnei Turcan. Și fac apel la domnul președinte Klaus Werner Iohannis, dacă cineva ne vede din administrație, administrația prezidențială, vă rog frumos, facem apel, e important să știe. Klaus Werner Iohannis trebuie să știe, vrea poziție la NATO, îl ajutăm. Îl ajutăm să plece, ducă-se la NATO, ne mândrim cu el de la distanță. Să reformeze și NATO cum a reformat România. Doar că s-ar putea ca anumite persoane din guvern să-i creeze probleme. Să-i creeze probleme. Și mi-a filat lampa, mi-a ridicat-o la fileu, doamna Turcan, prin următoarele. Haideți să vedem cu ce se ocupă doamna Turcan, ministru al culturii, domnule. S-a ocupat și înainte trecut, dar le luăm pe rând. Le luăm în ordinea cronologică. La cald avem următoarea informație. Spune așa, este inacceptabil ca astfel de producții cinematografice vădit propagandistice finanțate de statul rus în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina să beneficieze de spații de difuzare în cinematografe publice. Doamna Turcan a interzis difuzarea două producții de origine, de sorginte rusă. Unul era cu ceva cosmonauți, nu știu ce propagandă era acolo, că nu mă pricep. Da, eu pot să o cred. Pot să o cred pe doamna Turcan până la urmă. Haideți să plecăm de la prezumția de nevinovăție, că este în stat de drept, domnule, până la urmă. Deci eu pot să o cred pe doamna Turcan, care vine și ne spune că în 2 ore de producție cinematografică rusă te duci la cinematograf, te uiți și e posibil să pleci rusofil de acolo. Spălat pe creier. În 2 ore o producție cinematografică te face terorist rus, rusofil, cum vreți. Corect. Corect. E posibil. E posibil. Luăm asta în calcul, doamna Turcan. Dar oare ce efect o fi avut asupra dumneavoastră 2 ani de studii în limba rusă la Moscova pe care le-ați făcut, nu vă supărați. Nu vă supărați, doamna Turcan. Eu sunt de acord. 2 ore de film rusesc te spală pe cap. Definitiv. Vrei de afară din UE, vrei război cu NATO, vrei de toate. 2 ore. Dar dumneavoastră a stat 2 ani la Moscova și a studiat în limba rusă. Domnule Werner, vreți la NATO? Cu oameni care au studiat la Moscova? Aveți garanție, vă asumați riscul
Eu nu spun că e, Doamne ferește. Dar vă asumați riscul ca cei de la NATO doar să se bănuiască, să prezinte mici aspecte de bănuială vis-a-vis de guvernul dumneavoastră, în care se regăsesc persoane instruite la Moscova. Doamna a învățat la Moscova 2 ani de zile și a dat licența în limba rusă. Nu e așa, n-a fost la shopping. A fost la shopping. Sau să viziteze metroul din Moscova. A făcut studii la Moscova. Vă permiteți să vă riscați poziția de secretar NATO pentru că aveți astfel de oameni în guvern? Care, repet, dom'le, dacă este un pericol, sunt de acord cu doamna Turcan, este pericol ca o producție rusească de 2 ore să te facă din om neom. E posibil, e posibil. Dar dărâmite 2 ani, câte ore sunt în 2 ani? Câte ore sunt în 2 ani? Nu vă supărați. Păi a avut timp propaganda rusă acolo, direct de la Moscova, să o afecteze. Există acest risc, domnule președinte? Există. Nu puteți să riscați. Stea mai poziția la NATO, să ne mândrim și noi cu dumneavoastră la NATO. Având acest... cu ce avem material? Stați că avem, că avem cu doamna Turcan. Bun, trecem atunci, deci am făcut, eu mi-am făcut că datoria de patriotă, de cetățeancă și l-am avertizat pe domnul președinte, pentru că vorbim de siguranța națională. Este siguranță zero, domnule președinte Klaus Werner Iohannis. Altfel, doamna Turcan a fost întotdeauna fiartă pe cultură. Dumneai, spre deosebire, domnul Nicușor a apreciat cultura, a apreciat arta, mai ales cea contemporană. Și acum 2 ani de zile, în toată sărăcia, n-aveam serinci, n-aveam măști, n-aveam bani, n-aveam de niciunele. N-aveam de niciunele. Dar dumneavoastră a găsit în buzunar 500.000 de euro ca să finanțeze un spectacol de artă contemporană. Haideți să vedeți! Faptul că am fost aici și că v-am întâlnit pe dumneavoastră mi-a întărit speranța. Speranța că în România există un viitor bun, frumos, există perspectivă în materie de creație artistică și nu pot decât să vă asigur de implicarea mea și a domnului ministru al culturii și al guvernului de care fac parte totală. Ceva frumos, domnule, ceva frumos, nu propagandă rusă, frumos, artă modernă, occidentală, nu rudimentarisme rusești. Bravo, doamna Turcan! A fost și concert muzical. Da. Din punct de vedere profesional, stimați telespectatori, este exact emisiunea pe care eu mi-am zis mereu că dacă voi conduce vreo televiziune mare cu bani cu ăsta, aș da-o cuiva să facă, da? Este vorba de... Ați observat că în România urmare a... Nu, Mihai Gâdea a lansat o nenorocire din punct de vedere gazetă televizionistic și anume timp de 20 de minute el ține o cuvântare. Îi adună pe aia acolo și el vorbește. Ăia nu mai știu, unii se duc la toaletă, alții se uită, citesc, alții vorbesc la telefon cu nevestă. O groază. Și ține o predică. Da. La fel au făcut, fac și alt, deja această modă s-a, cum să spun, s-a răspândit, da? Problema este că dacă ești, s-ar putea face o emisiune în care vii tu singur și începi să faci tu emisiune. De exemplu, zici așa, astăzi Marcel Ciolacu este în Qatar, da? Singur. Ia să vedem imagine. Da, imagine, paca-paca, tot tu, apoi revii tu, fără să fie nimic. Stimați telespectatori, sunt tare curios ce reacții au românii care lucrează în Qatar. La telefon este, nu știu, Xulescu, ospătar, nu știu unde. Dom'le, ce părere aveți cu tare? Nu aranjăm.
Stimați telespectatorul, a zice tot eu, poate vă întreba ce catarul ăsta. Ia să vedem ce ne spune nouă profesorul de geografie sau ce vreți, de orientul apropiatic. Și dai o bandă video. Pentru asta ai trimis o echipă care în timpul zilei a luat o declarație. Asta presupune, stimați telespectatori, o producție, nu o nenorocită de amărâte producție, și în care, de fapt, așa se face. Și sigur că tu folosești și asta și comentezi. O altă variantă este cea a lui Mircea Badea, pe care o îmbrățișează într-un fel, într-un fel pentru că ea e diferită, și Oana Lovi. Adică trebuie să ai talent de actriță, ea are talent, trebuie să ai verb, trebuie să ai spontaneitate, trebuie să ai umor. Și acesta este un gen de emisiune one man show și repet, adică așa cum are Metropola ar trebui să aibă toate televiziunile din România, chiar în prime time. Pentru că chiar are farmele, că mi-a plăcut și ăla când duce la NATO. E bine, foarte bine făcut, cu umor, cu ăla, cu... Da, dar are și un talent actriță. Vă recomand să vedeți toată această emisiune pe ea. Mare, 3-4 minute, n-am mai dat-o, și emisiunile Oanei Lovin de la Metropola. Mulțumesc, la revedere!